ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră, dar au acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreaesca.com. Astăzi o să vă invit în lumea unui actor româno-american care se află la București ca invitat al Festivalului American de Film Independent și pe care cu siguranță îl cunoașteți din multe pelicule. Despre cine este vorba, aflați imediat. The whole world was wrong about you. Thank you, Buck. But I can get by on my own. The thing is, you don't have to. I'm with you to the end of the line, pal. I grew up in Romania until I was 8. I also grew up in Vienna until I was 12. And then I grew up in New York State. Well, I mean, at 27, I was the most hated man in America. Maybe the world. Sebastian, you're originally from Romania, right? That's true. Now, yeah, and obviously you speak your fluent Romanian. How would one ask Sharon Stone on a date in Romania? Kind of like this, ce faci? Would you bite me in the neck? Eu chiar dacă nu am crescut acolo în România, nu, dacă n-am fost, nu știu, situația în ultimii 5-10 ani, totuși am simțit ceva, pentru că am înțeles-o pe maica mea mai bine. Salut, sunt Sebastian Stan. Pentru că mă întorc acasă după 13 ani, vă invit să mai vorbim puțin despre niște povești. Actorul Sebastian Stan, așadar, este invitatul meu de astăzi, pe care eu l-am descoperit în serialul Gossip Girl. Iar copiii mei în Captain America, pentru că este bunul prieten Bucky. Deci el este invitatul meu. Bună, Sebastian! Bună ziua, mulțumesc! Ai apucat să dormi și tu puțin? Da, vreo 3-4 ore, cred, a fost. Și deja dimineața ai avut program. Am avut program, da, cu Our Big Day Out. A fost funny. Acum sunt la cinema și văd filmul.